Republica Moldova n-a primit invitații la această paradă. A primit doar Ministerul Apărării o invitație din partea Ministrului Apărării Federației Rusiei. Și această invitație a venit foarte târziu, la 24 martie, îmi pare, dacă nu greșesc. Am fost informat din Ministrul Apărării și în urma informații prezentate de domnul ministru, că pentru noi este anevoios, greu, ca în acest timp foarte scurt să antrenăm ostașii, când este una să defilez pe piața Marea Adunării Naționale, unde este asfalt, și totul alta este să defilez piața Roșii din Moscova, unde piața este Căldărești, da? În afară de aceasta, Republica Moldova nu a avut până acum parade unde au fost antrenați ostași. Reieșind din faptul că în acest timp este imposibil să pregătești ostașii pentru a defila pe Piața Roșii, reieșind din bugetul Ministerul Apărării, și nu a Guvernului, dar Ministerul Apărării, pentru că Ministerul Apărării e un buget care este votat de către Parlament. Și din alte considerente, am dat dispoziții ca să nu participăm la această paradă. Între timp, nu știu de ce s-a politizat această problemă. Pentru că la început, de fapt, nici nu era preconizat ca să participe Republica Moldova și nici celelalte state membre CSI. Cu atât mai mult, Republica Moldova nu face parte din blocul militar al statelor independente, Comitetul Statului Independente. Sau poate după ce au venit cu propunerea ca să participe armata Statelor Unite Americii, a cui mai este acolo, Franței, Marea Britanie. Moscova a analizat și a luat o decizie să invite și fostele state Republicii a Unii Sovietice, actuale state independente. Între timp, cum am zis, s-a politizat această problemă. Ieri a avut loc ședința Alianței pentru Integrare Europeană și nu a fost o, așa cum se spune, că a avut loc o ședință de urgență. A fost ședința ordinară a Alianței, așa cum are loc de fiecare dată în preajma ședinței Parlamentului. Prin, în afară de chestiunea ordinii de zi a ședinței de astăzi, a fost discutat și subiectul participarea a 70 de soldați în cadrul paradei pe Piața Roșie. Alianța pentru Integrare Europeană, majoritatea alianței, 2-3, dacă pot să mă exprim corect, au hotărât că trebuie să participăm. Întrucât sunt ales în calitate de președinte a Parlamentului, care îndeplinește funcții de președinte interimar al Republicii Moldova, de către membrii alianței, sunt sau deja am fost pus în situație să mă conformez acestei decizii și să modific, să anulez decizia care a fost anterioară de a nu participa. Și ieri a fost dată dispoziție Ministrului Apărării
să pregătească acești 70 de ostași pentru a participa la această paradă. Ce-i drept, este foarte complicat. Nu știu, mă tem să nu ne facem de rușine dacă nu avem această pregătire. Nu e simplu să mergi în această coloană, care eu nu pricep. Eu n-am atins mai mult decât sergent să vezi că e armii, n-am ajuns la ofițer, dar mi s-au spus că este foarte greu să... În 8, în patratul ăsta de 8, este foarte greu, dacă nu ai antrenament, să mergi. Și vă dați seama că vin niște tineri care abia au un an la noi, nu-i o pregătire așa cum au, iată cum s-au pregătit Belorusia, Ucraina, și o să aibă o paradă în țara lor și au pregătit ostașii pentru această paradă. Noi nu ne-am pregătit și n-am avut niciodată. Dar aceasta e decizia Alianței și eu m-am conformat și mă rog acum Domnului ca noștri să prezinte onorabil. Să nu leșine pe acolo vreunul sau să nu rămână în urma celorlalți care au o pregătire. Federația Rusă, cu toate că are